E atât de cald. Mă simt atât de înghesuită. Nu pot să mă mișc. Unde sunt? Am nevoie de ajutor. Să mă ajute cineva. Deodată a apărut o rază de lumină care s-a făcut din ce în ce mai mare. În acel moment nu se mai auzi niciun zgomot, niciun urlet disperat după ajutor. Astfel, lumina a scos-o la iveală pe omida Lola, care tocmai ieșise din propriul ou. Sunt atât de fericită! Am reușit să mă eliberez! E atât de plăcut afară! Pot în sfârșit să mă mișc în voie! Astfel, fericită că a scăpat de chinul vieții, omida a pornit să descopere lumea. Era atât de fascinată de firele de iarbă, de copaci, de cerul albastru și de razele soarelui care încălzea pielea. Era pur și simplu fericită. Începând să simtă foamea, omida Lola s-a urcat pe truncul unui copac și o zi întreagă s-a înfructat din frunzele acestuia. Spre seară, omida și-a făcut un culcuș din frunze și a dormit fericită. Înspre dimineață, omida Lola s-a trezit cu gândul la visul pe care l-a avut în acea noapte. Aceasta a visat că a reușit să urce un munte înalt, unde găsi o grădină imensă cu flori multicolore, iar în mijlocul grădinii un copac fermecat, a cărui frunze nu se terminau niciodată. Omida Lola s-a hotărât să pornească în căutarea acelui munte care ascundea acel copac fermecat. Pe drum s-a întâlnit cu o râmă, căruia îi povestise încotro se îndreaptă. Râma o sfătui pe Omida să nu mai continue, pentru că nu o să reușească și că riscă prea mult. Însă Omida nu a ascultat-o și și-a continuat drumul. Mai târziu se întâlni cu un greier. Greierul la fel îi spuse că niciodată nu va reuși și că se va răni. Însă Omida nu l-a băgat în seamă nici pe greier și a continuat drumul. A mers Omida 3 zile până a găsit un munte înalt. Era convinsă că era cel pe care îl visase. Transpirată și obosită, Omiduța nu a vrut să mai piardă timpul. Timpul ei fiind prețios, a început să escaladeze muntele. Ziua urca, noaptea urca, iar piciorușele ei au început să dea semne de oboseală. Avea noroc că avea cu ce să se hrănească. Peste tot găsea fire de iarbă care îi mai dădea puțină putere. Și tot merse Omiduța și merse până când, într-un final, cuprinsă de oboseală, găsise un petice de iarbă. Secată de puteri, se hotărâ să nopteze acolo, dar mai întâi își făcuse un culcuș și căzu într-un somn adânc din care nu se mai trezise. Toate animalele din vale au trecut pe acolo să-i vadă rămășițele. Mărmântul ei li se părea un refugiu demn de cineva care a murit încercând să-și realizeze un vis irealizabil. Într-o dimineață, în care soarele strălucea în mod neobișnuit, toate animalele s-au adunat în jurul acelui mormânt. Acea crustă tare a început să crape și, cu uimire, au văzut niște ochi și o antenă care nu putea fi ale Omidei, pe care ei o credeau moartă. Încetul cu încetul au ieșit aripile frumoase, precum un curcubeu, ale acelei ființe impresionante pe care o aveau în față. Un fluture. Nu a mai fost nimic de zis, că toți știau ce avea să facă. Va zbura până la marele munte și își va realiza visul. Visul pentru care trăise, pentru care murise și pentru care s-a întors la viață. Toți se înșelaseră. Însă Omida Lola reușise să ajungă la copacul fermecat și la grădina cu flori multicolore. Sfârșit.